În fiecare an, în medie, un moldovean aruncă 166 de kilograme de mâncare la gunoi, în timp ce 25% din populația țării este la limita sărăciei. De Ziua Mondială contra risipei alimentare, ONG-urile atrag atenția că proiectul de lege care ar preveni aruncarea produselor se prăfuiește la Ministerul Economiei. Așa arată mai toate tomberoanele din Chișinău. Moldovenii recunosc că aruncă mâncarea la gunoi pentru că nu reușesc să mănânce tot ce cumpără. Prunile la moment și am avut și niște poamă care, din păcate, n-am reușit să o mâncăm. Costăniei, roșiile nu s-au păstrat prea bine, da. Castraveții, varză, poate. Castraveții tot, da. Am o bucată de harbuză, că chiar am smânt ca să o arunc. Și vânzătorii de prin piețe spun că aruncă legumele și fructele care nu sunt cumpărate. Suntem la gunoi. De ce la gunoi? Dacă sunt rele. Da, puneți-le, da. Dar v-ați gândit că ați putea să faceți și altceva? Poate la compost, ca îngrășământ sau... Nouă compot nu ne trebuie. Noi. Nici rețelele mari de magazine nu dau dovadă de responsabilitate. Deocamdată situația a fost luată în mâinile ONG-urilor. Așa a apărut și prima bancă de alimente de la noi din țară, care a reușit să atragă 11 agenții economici care să doneze alimentele pe care nu le pot vinde în termeni utili. E vorba de produse care poate nu au un aspect comercial, dar în schimb sunt pune de consumat. Aceștia spun că 50% din produsele pe care le primesc sunt fructe și legume. Lunar reușim să recuperăm 5-7 tone de produse. Banca are 16 luni de activitate. În toată această perioadă noi am reușit să recuperăm 222 de tone de produse alimentare. Toate produsele sunt distribuite către 7 ONG-uri care au cantine sociale, prin intermediul cărora au reușit într-un an să ofere peste 444.000 de prânzuri. Astăzi avem un meniu borș cu fasole, sos cu legume și paste de orez. Deși a fost elaborat un proiect de lege care vizează prevenirea risipei alimentare, acesta prinde praf prin birourile funcționarilor. Ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, ne-a spus că proiectul se află la etapa de examinare. La nivel mondial anual, aproape 1 miliard de tone de alimente sunt aruncate, potrivit Organizației Națiunilor Unite.